Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologie. Astăzi suntem alături de Urania și o să aflăm bună parte din secretele ei de a fi un părinte al vremurilor noastre. Bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Sunt curioasă, cum a fost pentru tine prima zi când ai venit cu bebelușul la casă? A fost o zi memorabilă. Am născut natural. Tot a fost perfect 3 zile în maternitate. Am ieșit de acolo încântată, ce treabă bună am făcut și cât de simplu a fost totul și copilul meu este alăptat la sân total și nu plânge și doarme. Și am ajuns acasă și a urmat o noapte în care s-a urlat în continuu. Deci a plâns în continuu. Și eu și tatălui ne uitam la el, nu știam ce să facem. La 5 dimineața ne-am urcat în mașină, ne-am întors la maternitate. A și râs asistenta de noi. L-ați adus înapoi, gata, atât a fost. Vreați altul? Da, e defect. Luați-l înapoi. Da, cam asta a fost prima zi. Până ne-am acomodat, până am înțeles ce avem de făcut și unii și alții. Și am început să diferențiez un plâns de un altul. A durat un pic, dar a fost cu calm, în afara acelei nopți. Dar studiasei înainte, citisei cărți despre cum a fost pregătirea ta ca mamă? Am citit mult și nu e doar despre citit. Așa sunt eu, tocilară. Adică eu când mă apuc să fac ceva, înainte de asta studiez foarte mult, indiferent că e vorba despre un sport, despre o activitate sau despre, nu știu, a călători. Mi-e dor, apropo. Și sigur că am citit mult și despre asta. Mai cu seamă despre sarcină, despre ce se întâmplă la naștere. M-am pregătit și fizic mult pentru treaba asta. Adică alimentația mea, sport, a fost cu pregătire. Mi-am dorit foarte mult acest copil. Deci ai fost într-un echilibru interior, prin alimentație, prin mișcare și apoi cu alte pregătiri. Ai făcut ceva în legătură cu pregătirea emoțională? Ai avut parte, nu știu, poate de terapii, poate de cursuri de dezvoltare personală? Pe acelea le-am făcut oricum toată viața mea, că cu asta mă ocup, este meseria mea. Da, sunt trainer de 25 de ani. Mi-e greu întotdeauna să... Mai bine este așa, e 1998, e un an de referință, nu mai face nimeni socoteala. Asta am făcut dintotdeauna. Deci am primit informații, am mers la workshop-uri, la cursuri, la seminarii, am întâlnit în viața mea oameni extraordinari care mi-au oferit din prea plinul lor și fiecare a contribuit un pic la copăcelul care sunt și sigur că le-am făcut și atunci. Acum despre echilibru... E un șantier continuu și cred că orice om care ajunge un pic la el însuși realizează că e o muncă care nu se va încheia niciodată. Deci am încercat conștient să fiu în echilibru, hai să-i spunem așa. Apropo de rolul de mamă, este poate un curs la care ai participat tu în rolul de învățăcel, ca să zic așa, sau poate o carte care ți-a lăsat așa o amprentă profundă? Mi-e greu să mă opresc la una singură. Ceea ce povestesc des și e important pentru mine acest traseu este faptul că învățând foarte mult despre comportamentul uman în rolul meu de trainer, coach, mai cu seamă în zona de leadership, management, încet, încet am început să identific acele calități care fac cu adevărat o ființă umană să reușească în viața ei, indiferent de domeniu, indiferent de țară și indiferent de numărul de zerouri dintr-un cont, că nu asta înseamnă succes până la urmă. Și atunci am devenit foarte curioasă să înțeleg cum se nasc în oameni aceste calități, stima de sine, capacitatea de a lua decizii, reziliența, conștiinciozitatea, autodisciplina, cooperarea și așa mai departe. Și invariabil am ajuns la parenting. Adică treaba asta s-a întâmplat cu mulți ani înainte să am eu copilul meu și cu mulți ani înainte măcar să mă gândesc să fac cotitura de la leadership la parenting. Și atunci mi-e greu să mă gândesc la o singură carte, pentru că au fost întâi referințe în cărțile de leadership pe care le studiam, a fost psihologia înaintea parentingului și apoi am ajuns la parenting. Dar sunt câțiva autori pe care în continuare îi urmăresc cu drag. Poți să ne dai câteva exemple? Da, este clasicul Alfie Kohn, care a venit și la noi în țară de câteva ori. De ce? Pentru că el este unul dintre puținii oameni care s-au aplecat asupra științei relației dintre părinți și copii, care a adus în munca lui teoria autodeterminării.
trunchiat și pe bucățele, dar teoria autodeterminării a lui Ryan și Dissy este practic fundamentul metodologiei de parenting pe care eu am creat-o și cumva simt că vorbim aceeași limbă, pentru că și eu vorbesc despre libertate în limite, autonomie în limite. Și asta este, acesta este un echilibru pe care l-am găsit la foarte puțini autori. Adică fie se duc într-o extremă a autorității, fie alți autori se duc într-o extremă a parentingului pozitiv sau, nu știu, are foarte multe denumiri, dar lipsește acest echilibru din perspectiva mea și fără el nu avem cum să avem o relație echilibrată și să creștem un copil echilibrat. Mi se pare interesant ideea asta să iei din leadership anumite elemente și apoi să le duci și în zona de parenting. Până la urmă vorbim de psihologia umană și folosești asta și colo și colo. Mă întreb, de-a lungul vieții mele de mamă, mi-am regăsit cumva momente în care apar din comportamentele părinților mei, adică le regăsesc la mine pe care nu neapărat mi le-aș dori. De exemplu, sarcasmul. Când ar trebui să tratez cu mai multă seriozitate o problemă, eu vin cu un sarcasm care e preluat de la unul dintre părinți. Se întâmplă și ție să faci chestia, să iei ceva ce poate nu ți-ai dori sau ai învățat să te oprești și dacă da, cum o faci? Mie nu mi se întâmplă niciodată, numai ție ți se întâmplă. Da, este evident, exact cum am spus că suntem într-un șantier continuu, adică am atâta smerenie despre mine încât să înțeleg că nu sunt perfectă, sau sunt, dar un alt soi de perfecțiune nu este cea la care ne referim acum. Și că suntem mult mai mult părinții noștri decât știm noi că suntem. Asta este evident. Și tocmai în relația cu propriul copil apar aceste comportamente, îi sar deodată din ghiozdan și știu și pe pielea mea și în discuție cu mulți părinți că au avut aceeași reacție. De unde a ieșit asta? Te trezești vorbind ca tatăl tău sau ca mama ta. Și asta nu e neapărat rău. Ce poate fi mai puțin eficient pentru sau benefic pentru relația cu tine în primul rând și mai apoi cu copilul este să nu conștientizezi de unde vin toate aceste mecanisme, toate aceste pattern-uri și să nu poți să alegi conștient dacă păstrezi anumite comportamente, convingeri, atitudini sau alegi să lucrezi la ele. Până la urmă, mie asta mi se pare calea către a deveni conștient. Să te uiți încet, încet la ce iese din tine, la gândurile tale, la comportamentele tale și să începi să înțelegi mecanismele din spatele lor și să lucrezi mai mult la a-ți alege conștient comportamentele versus a reacționa doar la ce se întâmplă în jurul tău, în afara ta. Atunci când lucrez în terapie cu diferiți părinți, îmi spun că au fost și la cursurile tale și că citesc cărți despre parenting, dar spun, păi Simona, sunt atât de stresat sau atât de stresată, încât când ajung acasă nu mai am niciun fel de răbdare și deși știu că nu ar mai trebui să reacționez într-un fel sau altul, totuși nu-mi iese. Ce le-ai recomanda părinților în contextul ăsta? Trei lucruri. Primul este să scoată sentimentele de vinovăție asociate oricărei greșeli. Ăsta este primul pas oricum. Adică în momentul în care realizăm că ceva din ceea ce facem nu este conform credințelor noastre, valorilor noastre, lucrurilor în care noi credem și vrem să ne schimbăm, apare evident acest sentiment de vinovăție. Wow, ce de greșeli fac și nu vreau să le fac. Și știu foarte mulți părinți care se culcă plângând seara, că au ridicat tonul, că au ajuns să pedepsească sau și nu vor asta. Deci hai să scoatem sentimentul ăsta de vinovăție și să ne privim cu iubirea părintelui propriei persoane, pentru că nu avem de unde să știm să facem mai bine, adică nu avem cum. Toate comportamentele pe care noi le scoatem afară, acum, sunt în noi de generații. Ființa umană a fost din totdeauna educată pe bază de pedeapsă și recompensă, băț și bomboană. Mai degrabă băț decât bomboană. Adică ne aducem aminte cu toții de metode mai mult decât umilitoare la care am fost noi supuși, părinții noștri, celebrele coș de nucă, nu? Adică suntem poate prima generație care își propune să facă lucrurile diferit. Așa că să fie cu iertare. Mai apoi, e evident că nu poți să scoți niște comportamente, recompense, pedepse, amenințări, ridicat de ton, număra până la 3 și așa mai departe, fără să adaugi alte comportamente pentru obținerea cooperării. Deci n-ai cum să scoți fără să adaugi, este evident. Și atunci, al treilea lucru de înțeles aici este că acesta e un proces de învățare. E un proces nou în care intri, refuzând să mai fii ce erai sau măcar înțelegând că ai de
schimbat, conștient, ce păstrezi și ce adaugi, dar că trebuie să te educi în sensul ăsta. Și acesta e un proces, nu se întâmplă mâine, e o politică a pașilor mărunți, pentru că orice elefant se mănâncă cu bucățele. Asta e. Deci e un proces și e nevoie de răbdare și de pas cu pas. Astăzi îmi propun să fac ceva, mâine îmi propun să fac ceva mai mult și așa mai departe. Și în felul acesta relația începe să se așeze pe baza unor mici victorii. E suficient să-ți propui astăzi, îi arăt copilului meu de 3 ori că am empatizat cu ce mi-a spus, că e important pentru mine, m-am uitat în ochii lui, n-am judecat, n-am venit de sus. De 3 ori, atât. Și începe să intre ușor, ușor în automatism să faci asta, după care adaugi. Mm-hmm. Într-un an și jumătate deja... Eu simți că ești sus, cât mai sus. Mm-hmm. Vorbeai de pedepse și de recompense. Știu una dintre teorii că e bine să n-ai nici pedepse, nici recompense. Cum ești tu cu teoria aceasta? La fel sunt. Mm-hmm. Și nu e o teorie, este doar un echilibru. Atât pedepsa cât și recompensa sunt în două extreme. Iar mie nu-mi plac extremele. Mie îmi place echilibrul. Amândouă aceste extreme nu fac decât să stimuleze motivația externă pentru care un copil sau o ființă umană de orice vârstă ar demonstra un comportament. Deci, practic, în momentul în care eu recompensez un comportament, acela nu va mai apărea în absența recompensei, logic. Și dacă îl pedepsesc, apare din nou teama de a fi privit. E tot timpul cineva acolo care trebuie să-mi o dea sau să-mi o ia în funcție de comportamentul meu. Și evident că atunci când dispare factorul de control, comportamentul reapare. Acesta e și motivul pentru care în adolescență mulți părinți spun: ce s-a întâmplat cu copilul meu care era atât de cuminte? Cam asta s-a întâmplat. Aceste mecanisme nu mai funcționează pentru că au la bază frica. Sau, da, motivația externă către recompensă. Eu lucrez în toată metodologia mea pe motivație internă și nu e deloc greu pentru că ne naștem cu ea, pe motivație internă, pe cooperare, nu pe obediență, deci e foarte mare diferența între una și alta, și pe disciplină în locul pedepsei. Asta înseamnă stimularea responsabilității și învățarea din consecințele propriilor acțiuni, care sunt cât se poate de logice, care sunt cât se poate de plină de respect, care au legătură cu fapta pe care o face copilul, nu sunt așa din copac. Da, nu știu dacă ți s-a întâmplat ție în relația cu copilul tău, poate, adică nu neapărat în relație, copilul nu își dorește să facă matematică. Ce faci cu el în contextul ăsta al motivației intrinseci? Uite, asta e una dintre probleme. Faptul că cei mai mulți părinți, cei mai mulți adulți de altfel, vin cu o problemă de tipul: copilul meu nu vrea matematică, nu vrea să se spele pe dinți, nu vrea să se culce în patul lui, nu vrea să mănânce sănătos, refuză să și 10 probleme le avem pe masă. Cum fac să-l motivez? E la fel ca responsabilitatea. Copilul meu nu are responsabilitate pentru teme. Cum fac să-i cresc responsabilitatea? Toate aceste calități ale noastre nu există în zone izolate. Motivația nu este într-o singură direcție și atunci mecanismele motivaționale trebuie dezvoltate la bază, nu la matematică. La fel cum responsabilitatea trebuie dezvoltată la bază, ca o calitate a unei ființe umane, care nu poate fi dezvoltată doar în cadrul temelor. Asta este ceea ce eu îi provoc pe părinți să gândească, că nu e despre un comportament. E despre toată ființa umană și comportamentul per se. Pentru că dacă știi să dezvolți motivația internă, atunci ea apare în toate zonele de interes ale copilului. Matematica s-ar putea să nu fie unul dintre ele. Și le punem pe masă cât se poate de sincer, dar cu siguranță are altele. Fiecare ființă umană se naște cu anumite inclinații, cu anumite valori, încă de la cele mai fragede vârste. E doar suficient să îi ajutăm pe copii să vadă cum pun în balanță efortul, rezultatul, timpul în fiecare activitate pe care o întreprind. Și cum aducem matematica, de exemplu, dacă nu-i place matematica, în contextul unei activități care îi place. Am lucrat cu un preadolescent care avea aceeași problemă cu matematica și părinții erau, pentru că matematica e subiect de examene și de BAC și așa mai departe, și copilul refuza total matematica, deși era evident că era foarte smart, în schimb iubea sportul și mai exact fotbalul. Și făcea fotbal de 3 ori pe săptămână.
și se uita la fotbal, adică vedea pase, scheme, știa echipe. Eu nu mă pricep deloc la fotbal, discuția a fost dificil de dus cu el, dar m-a dus capul să înțeleg că o știință precum matematica, ca toate celelalte științe, pot fi... poate ajuta. Da. Uh-huh. Și am spus, ție îți place fotbalul, așa? Da. Și ce vrei tu să faci cu fotbalul ăsta? Păi eu vreau să mă fac antrenor în cele din urmă, că vreau să studiez chestia asta pe bune. Nu vrei doar să joci, nu? Eu vreau să mă duc la următorul nivel. Ok. Hai să ne uităm un pic la o schemă la care te uiți tu. Cum crezi tu că a ajuns acel jucător să dea pasa aia? Oare e acolo un unghi la care îi lucrează? Adică te-ai gândit un pic care are legătură cu matematica? Era cu ochii atât. Uh-huh. Îți dai seama că tu trebuie să calculezi pentru a deveni un antrenor bun. Câte pase perfecte trebuie să dea un anumit jucător ca tu să-i muți la următorul nivel? Știi cum era? Brusc. Așa. Deci în momentul în care reușim să vorbim pe limba celorlalți, treaba asta funcționează. Mm-hmm. Dar da, e nevoie de știință și e nevoie să înțelegi ce se află acolo în spate. Dar se poate. Dacă e să ne întoarcem la ideea de pedepse și recompense, mm-hmm. sunt comportamente pe care nu ni le dorim pentru copiii noștri, pentru că poate nu sunt deloc sănătoase. Cum ar fi fumatul, vezi un copil la 12 ani deja că de 6 luni el fuma. Mm-hmm. Ce faci într-o astfel de situație? Mm-hmm. Există comportamente care pot fi doar prevenite. E important să înțelegem asta. Uite, ți-am amintit ceva mai devreme despre responsabilitate. Responsabilitatea asta este pe mai multe planuri. În primul rând este responsabilitatea pentru propriul corp. Să-ți dau câteva exemple imediat să vezi de ce, lucrând la asta de la cele mai fragede vârste, șansele ca un copil să fumeze sau să mănânce într-un fast food de 3 ori pe săptămână scad drastic. Uh-huh. E responsabilitatea pentru haine, pentru proprietate, să-i spunem așa, lucrurile pe care le are în folosință, pentru proprietate, pentru propriile lucruri, și responsabilitatea pentru sarcini, în care intră și temele la un moment dat, responsabilitatea pentru mediu, pentru ceilalți, responsabilitatea financiară și așa mai departe. Fiecare zonă are anumiți pași de bifat până să ajungem în punctul în care copilul să poată lua decizii corecte pentru el sau ea. Și bănuiesc că responsabilitățile acestea sunt introduse pe diferite categorii de vârstă, evident, că nu le dai pe toate de la... Exact, da. Exact. Uite, discutând despre responsabilitatea pentru propria sănătate, avem tendința, noi așa, când ieșim cu un copil afară și afară e răcoare, să spunem copilului, puneți un pulover pe tine că e frig. Uh-huh. Când e ceva mai mic îl punem direct, nici nu mai vorbim. Și copilul spune, nu vreau, mie nu-mi e frig. Uh-huh. Mai copile. Puneți puloverul pe tine, tu nu vezi că ești în tricou și afară sunt 10 grade? Mie nu mi-e frig, nu vreau să pun puloverul pe mine. Părintele insistă. Dacă e suficient de mic, îl îmbracă cu forța. Dacă e ceva mai mare, ori îți pui puloverul pe tine, ori nu mai ieșim afară. Că m-am săturat de muncii tăi și de bolile pedeață. Tăi. Da? Uh-huh. Ce se întâmplă la un moment dat? Ori copilul cedează bine și își pune puloverul pe el, ori părintele cedează și zice, bine, ești cum vrei tu. Cum vrei tu, n-ai decât să te îmbolnăvești. Dar ia un pulover. Oricum, că nu lasă sufletul. Și afară, din nou părintele insistă, pune-ți plovărul pe tine, că-i frig. Copilul din nou, nu vreau. Ce se întâmplă în acest tip de dialog pe care îl avem la 2, 3, 4, 5 ani, 7 ani ai copilului? Ai cui responsabilitatea pentru sănătatea copilului? Rămâne tot timpul la mine ca părinte. Și în felul acesta copilul nu învață să aibă grijă de el însuși și nu se va spăla pe dinți când tu nu ești acolo, când se duce în tabără. Nu își va schimba șosetele unde când s-a udat la grădiniță în curte sau la școală. Și apare vârsta prezervativelor, știi? Și lumea se întreabă, cum e cu educația sexuală? Păi e despre sănătate, în primul rând, n-are legătură cu educația sexuală doar. Uh-huh. Despre cum am eu grijă de mine. Cum nu mă urc eu în mașina cuiva care a băut. Și toate lucrurile astea nu se sădesc la 12 sau la 14 ani. Adică dacă ajungem acolo, e deja un pic târziu. Pentru că adevărul este că nu poți forța schimbarea comportamentală la cineva. Nu poți. Iar asta îi nebunește pe părinți. Nu putem. Tot ce putem face este să sădim comportamente, să le fim modele și în momentul în care îmbrățișează alegeri cu care să nu fim de acord, să-i ajutăm să diminuăm efectele negative. Să lucrăm eventual la schimbarea anturajului. E întotdeauna ce scot și ce adaug. Nu e despre hai să scoatem toți prietenii tăi care fumează, ci hai să-ți adaug în viața ta oameni care fac sport, oameni care merg pe munte, oameni care, nu știu, dansează seriile și nu fumează.
Și în felul acesta copilul începe să aibă de ales ce îmi place mai mult, ce fel de viață. Cam asta avem de făcut, cu pași tiptili, pentru că știm cu toții, dacă impunem și pedepsim, va fuma pe ascuns. Asta e adevărul. Mi se pare foarte interesantă ideea aceasta cu responsabilitatea față de propriul corp. Aici, dacă vorbim de fumat, de băut, toate sunt într-o conjunctură socială unde lor le poate fi teamă să fie respinși dacă nu se comportă la fel cu prietenii lor. Hai să insistăm un pic în direcția aceasta ca să vedem de fapt ce putem să facem. Că aici e buba, aici e durerea cea mai mare și ca ei să se simtă bine în propria piele și să nu le trebuiască neapărat validarea celorlalți făcând astfel de comportamente. Exact. Știi cu siguranță mai bine decât mine că fiecare ființă umană se naște cu trei nevoi psihologice de bază. Una fiind cea mai importantă despre care vorbim acum, nevoia de conectare, de relaționare. Vreau să fiu văzut, vreau să fiu valorizat, vreau să fiu respectat, unic. Vreau să simt că aparțin. Ori această nevoie de conectare poate fi hrănită în două moduri. Fie prin motivație internă, fie prin motivație externă. Adică eu mă simt un individ valoros pentru că învăț, pentru că mă dezvolt, pentru că devin cea mai bună versiunea mea. Fie prin motivație externă, care înseamnă recompense, aprecieri, like-uri. Aici este problema accentului foarte puternic pe care, mai cu seamă media, dar nu doar, îl pune pe tot ce înseamnă aspect exterior, conformare cu niște reguli și doar așa copiii învață încet încet să aparțină unui grup sau altul. Dar acest comportament tot de la noi vine. Prin comparații. Uite, Vlăduț e mai mic decât tine și mănâncă tot. Dacă ea poate, sigur poți și tu. Dacă tu ești singurul copil din clasă care nu poate să ia peste ochi la toate materiile, dar tu ce ai? Și atunci, deci eu trebuie să fiu ca ceilalți pentru a fi apreciat, pentru a ajunge unde îmi doresc. Deci aceste mecanisme pot fi de asemenea prevenite dinainte. Despre cum te hrănești pe dinăuntru și ce înseamnă de fapt părerea celorlalți din afară, ce înseamnă de fapt un număr de like-uri. Eu am discuția asta cu fiul meu aproape zilnic. Pentru că neavând evident Facebook și Instagram la vârsta de 10 ani și tableta abia anul trecut și acum cu școala de acasă și-a prins un pic urechile, de fapt amândoi ne-am prins urechile despre cum se folosește tehnologia, dar a recuperat foarte repede. El știe ce fac, a fost în sălile mele de curs, îmi vede videourile, câteodată vine cu mine la filmări și înțelege un lucru foarte important. Că numărul de like-uri pe care eu îl primesc și aprecierile părinților și oamenilor care mă urmăresc, vin din motivația mea internă de a face lucrurile cât mai bine. Și știe că îmi place ceea ce fac și știe că mă îmbunătățesc în fiecare zi. Și știe că eu sunt prima care își evaluează munca, dincolo de like-urile care vin. Și atunci el învață acest echilibru între ce pun eu din mine și ce vine din afară. Și mai învață un lucru important. Că cu cât lucrezi mai mult la tine, la autenticitatea ta, la a fi mai bun, cu atât crește numărul de like-uri. Că nu are cum să fie altfel, dacă ești bun în ceea ce faci. Dacă, în schimb, lucrezi la numărul de like-uri și nu lucrezi la tine, nu are cum să funcționeze treaba asta. Aici, asta avem de predat copiilor noștri. Și tot ce povestesc acum e un concept larg, nu, al stimei de sine, ce înseamnă, de fapt, imagine și interior. Dacă e să mă raportez la exemplul pe care l-ai dat mai devreme, când copilul este mic și spune, uite, Vlăduț mănâncă... Părintele spune. Da. În sensul că părintele zice, uite, Vlăduț a mâncat mai mult ca tine, a terminat tot din farfurie. Atunci un comportament util care ar fi? Ce ar trebui să-i spunem copilului ca să-i creștem stima de sine? Dar pe de altă parte să îl facem pe el să conștientizeze, dar nu să îi spui, uite că ai făcut tu, uite, ai terminat tu din farfurie. Adică nu laudele de la mine, ci laudele să vină de la el din interiorul lui. Sunt cel puțin 100 de lucruri pe care le putem face în direcția asta. Cel puțin 100. Două cele mai importante. Okay. Uite, un lucru important este să apreciem efortul și nu doar reușita. Pentru că tendința este să lăudăm extern, fiecare achiziția copilului. A reușit să bage cubul albastru în gaura cubului albastru. Bravo! A făcut trei pași. Excelent! Te-ai îmbrăcat singur. Wow! Ce se întâmplă încet încet este că noi schimbăm motivația internă în motivație externă.
Nevoia de competență îl face pe copil să învețe, să vrea să facă dinăuntru. Nu trebuie să vină cineva din afară să-i spună wow. Uh-huh. Sau hai, învață să mergi mai repede, hai. Nu. Procesele de învățare se întâmplă în timpul lor. Deci aprecierea efortului e foarte importantă pentru a pune un copil pe calea conștiinciozității, răbdării către obiectiv. Și întrebările ulterioare despre cum a făcut, cum ți-a ieșit chestia asta, dar tu cum te-ai gândit să faci așa? Ah, foarte interesant. Dar de la tine cum se vede asta? Dar cum ai făcut tu de... ai făcut copacelul albastru? Cum te-ai gândit să faci așa? Și încet, încet procesele devin interne. Un alt lucru foarte important este înțelegerea, și asta este prin exemplu personal mult, înțelegerea faptului că fiecare ființă umană este unică și că toate calitățile care compun o ființă umană nu sunt pozitive sau negative, sunt pur și simplu unice. Adică fiecare ființă umană se naște, și o spun des treaba asta pentru că cred cu tărie că e așa, ca o sămânță diferită de orice fel de copăcel. Unul este brad, altul este salcie, altul este plop. Creștem diferit. Și dacă înțelegem ce sămânță de copil avem, nu vom așeza un plop printre brazi, că nu va supraviețui sau va fi foarte nefericit. Și atunci combinația asta de calități pe care un copil o are, e important să o vadă și el cât de repede. Și să se înconjoare de oameni care, da, sunt diferiți. Și de fapt asta înseamnă sinergie. Hai să ne punem la oaltă. În ce știi tu să faci cel mai bine? Ce știi tu să faci cel mai bine? Și să facem echipă. Nu trebuie să fim buni la tot? Nu trebuie să fim multilateral dezvoltați, cum spunea Ceaușescu? Cam asta înseamnă, de fapt, așezarea unui copil pe calea lui. Să devină cea mai bună variantă a lui. Învățând de la ceilalți, evident. În timp ce vorbeam, mă gândeam că o să ne urmărească, bineînțeles, foarte mulți oameni și o să fie poate cineva, un părinte, care are un copil undeva între 12 și 14 ani și o să zică, dacă am pierdut startul, că sunt multe lucruri pe care nu le-am făcut din ceea ce discutăm aici. La 14 ani, de exemplu, este destul de greu să mai relaționez cu el dacă relația nu este bună. Totuși putem să facem ceva cu copilul la 14 ani. E adevărat, e greu de relaționat cu un copil dacă relația nu este bună. Pe de altă parte, adolescenții sunt primii care apreciază schimbările de macaz, autenticitatea. Pentru că, de fapt, de aia s-a rupt relația. Pentru că copiii știu că noi nu suntem autentici. Eu am adolescenți mulți cu care interacționez și care îmi spun, maică mea, că așa vorbesc ei, mi-a luat tot. Mi-a luat telefon, mi-a luat bani de buzunar, nu mai am voie afară, nu mai am voie pe tabletă, nu mai am internet. Tot! Să văd ce mi mai ia. Și ei realizează că noi suntem într-o cursă aberantă de obținerea unor comportamente forțate din afară, că nu avem niciun instrument, nicio metodă și că nu îi respectăm de fapt. Ei realizează chestia asta. Realizează că singurele trei întrebări pe care le aud în fiecare zi sunt: ce ai mâncat, ți-ai făcut lecțiile și ce ai la mate. Te-ai învățat, dar când te apuci de teme? Ei nu se mai simt văzuți în tot procesul ăsta. Și în momentul în care părintele face o schimbare de macaz, da, așa, dragul meu copil, nu mai știu pe unde. Adică am încercat toate metodele, îți mărturisesc că sunt, nu mai știu pe unde, vreau să învăț. Pentru că această relație pentru mine e foarte importantă, am făcut o grămadă de greșeli și nu mă interesează succesul tău profesional. Mă interesează să avem o relație faină și să-ți fie bine în viața ta. Și în momentul ăsta se rupe această bilă metalică pe care o văd părinții în jurul adolescenților, care sunt atât de opaci că nu mai e de unde să-i apuci, și încet, încet încep să lucreze cu părinții. Dacă schimbările sunt sustenabile, autentice, consecvente și părintele se pune în smerenie, nu în relația de deasupra. Și cu ajutor, pentru că e nevoie de ajutor, trebuie învățat mult să rescrii o relație. E ca o terapie de cuplu până la urmă. Pentru că ai în față un om aproape adult și trebuie să-l iei de unde e și să-l înveți din nou. Și copilul la vârsta asta refuză să mai stea de vorbă. Adică la 14 ani zice, hai lasă-mă. Și atunci, da. Refuză să-i fie impuse lucruri, nu refuză să stea de vorbă. Depinde din ce poziție te duci. Eu n-am dificultăți în a vorbi cu adolescenții și nu pentru că nu-s copiii mei. Și pentru că mă duc la ei cu respect. Și copiii înțeleg foarte bine ce înseamnă, ce pot să fac și ce nu pot să fac, ce decizii pot lua și ce decizii nu pot lua. Adică, cum facem ca această relație să fie win-win? Și dacă îi spui unui copil, mă, știu că nu e cea mai faină variantă asta cu
procentele notelor, mediilor, ca tu să intri la liceu. Înțeleg că mi-e fer. Și că ție îți place să te dai cu skate-ul sau cu bicicleta. Dar uite ce se întâmplă pe termen lung. Și nu e despre trebuie să intri la un liceu pentru că altfel trebuie să dai cu sapa. Cum cei mai mulți se poziționează, știi? E despre libertate. Iar în momentul în care vorbești despre autonomie cu copiii, din nou bila asta metalică se rupe. Vrei să faci ce vrei tu în viața ta, așa? Asta vrei, că de-aia vrei să înveți. Vrei să te dai cu skate-ul. Da. Ok. Cu cât înveți mai mult, cu atât devii mai liber. Cum adică? Așa bine. Cu cât înveți mai mult, cu atât valoarea ta îți crește, cu atât tu alegi ce meserie vei avea și cu ce te vei ocupa și în ce țară trăiești și cât lucrezi la un moment dat, tu vei alege asta. Mm-hmm. Devii un om cu atât mai liber, cu cât devii mai bun. Și aici deja lucrurile încep să se întâmple. Nu e despre un liceu sau altul, e despre libertate. Ai spus că un părinte care, să zicem, are un copil la 14 ani și vrea să schimbe macazul și să meargă în zona asta de autenticitate, are nevoie de ajutor. La ce te referi? Te referi la cursuri, la psihoterapie? Toate astea. Mm-hmm. Toate astea. Când poate are nevoie de rezolvat ceva la el și atunci vine la cineva ca tine, poate are nevoie să rezolve relația cu copilul și atunci vine la cineva ca mine. Poate are nevoie să se așeze altfel în relația de cuplu și atunci se duce la un altfel de terapie. Dar e de muncă. Demersul ăsta cam cât durează? Dacă să zicem că omul chiar are această motivație intrinsecă și să chiar să simtă copilul acea autenticitate. Pentru că din ce știm, ia ceva vreme. Da, la un adolescent poate să dureze cam un an. Uh-huh. Dacă relația este compromisă. Uh-huh. Și la început va fi mai rău. Adică trebuie să fim conștienți de treaba asta. Dacă tu ai o relație cu adolescentul tău bazată pe forță, bazată pe frică, bazată pe lipsă de încredere, bazată pe dat buzna în casă, pe control și pe ignoranță din partea lui, adică pur și simplu nu te mai bagă în seamă, atunci ai de muncit mult. Dacă scoți pedepsele dintr-o astfel de relație și forța și condiționările, copilul va plusa. Mm-hmm. Ia, pe bune? Deci chiar nu mai ții la... Chiar nu mai pedepsești? Ia să vorb. Și va da și mai mult, și mai mult, pentru că nu te crede. Și tu, da, și următoarele 2-3 luni îți vine să pleci de acasă. Mm-hmm. Deci e cu exorcizare dacă ai ajuns în punctul ăla, dacă o faci, dacă o faci incremental, treptat, s-ar putea să fie ceva mai ușor. Dar cam atât durează. Mm-hmm. E de muncă. Deci e interesant, se mai pot salva relațiile. Absolut. La 12-14 ani și... Mm-hmm. Dar acesta este motivul principal pentru care metodologia mea de parenting durează 10 luni. Și întregul proces cu tot ce am adăugat acestei metodologii durează un an. Un an în care eu și echipa mea suntem alături de fiecare părinte, acolo unde se julește, unde cade, unde nu iese, să reparăm, să vedem ce n-a funcționat. Adică nu e singur pe parcursul acestui proces. Nu are cum să se întâmple peste noapte. Deci nu. Tocmai pentru că nu e despre copii, e despre noi ca părinți. Acum, la final, aș vrea să te întreb, cum ai defini o relație sănătoasă între un părinte și un copil? Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă părintele? Așa, să sumarizăm din discuția pe care am avut-o astăzi. O să fie foarte simplu. Cred că importanta calitate pe care trebuie să o aibă fiecare părinte este să înțeleagă de când are copilul ăla, că de acolo am plecat, ai venit cu el acasă, ok? Cordonul umbilical s-a tăiat dacă ești mamă și nu a fost niciodată fizic dacă ești tată, tu ai de înțeles că acest copil nu ți aparține. Uh-huh. Dacă cu totul în fibra ta înțelegi că acest copil nu ți aparține și că e în viața ta ca un dar și rolul tău este acela de mentor, de resursă pentru acest copil în toate punctele de vedere, dar nu unica resursă. Și treaba ta este să-l pui pe calea lui și să crească el cea mai bună variantă a lui. Și la asta vor ajuta foarte mulți oameni. Tu ești doar un vector, ești doar un creator de context. Și lași să fie așa cum e, uitându-te, așa cum am spus-o de atâta, cu smerenie la tot procesul ăsta și învățând despre tine în relația asta oglindă, atunci toate celelalte încep să se adauge. Adică încep să vină. De la mine, de la alții, din cărți, din propria experiență, din bușiturile pe care le primești, vin. Dar de aici vine. Și asta e cel mai greu de înțeles de către cei mai mulți părinți. Că nu e al lor. Să facă ce vor ei cu ele. Eu te-am făcut, eu te omor. Expresie foarte des întâlnită, din păcate. Am înțeles. Ultima întrebare. O carte pe care o recomanzi vis-a-vis de parenting? Uite, o să fiu orgolioasă. Ego.
Și o să spun că una dintre cărțile pe care le-am lansat recent, cele trei nevoi psihologice de bază și tehnici, antidot le-am numit eu, care reduc stresul părinților, este una ușor de citit, amuzantă, valoroasă, cu sfaturi practice, așa de început. Aceasta este una pe care aș recomanda-o acum. Deci cum se numește? Cele trei nevoi psihologice de bază ale copiilor și 18 tehnici antidot care reduc stresul părinților. O găsesc părinții doar online. Ah, super. Urania-cremene.ro. Da. Mersi frumos, Urania, te mai așteptăm. A fost o reală plăcere. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Ne vedem marțea viitoare la aceeași oră și vă reamintesc joia la meditația ghidată. Vă aștept seara.